mulțumim pentru participare. Am întârziat puțin, oamenii de afaceri ne-au ținut mai mult decât aveam în plan. Mulțumesc domnului prim-ministru și întregului guvern pentru participarea de astăzi de la Timișoara, pentru veștile bune pe care le-au adus în ședința, din ședința de guvern și pentru participarea la acest eveniment, această dezbatere de aproape două ore cu oamenii de afaceri timișeni și timișoreni și parte chiar și din regiune. Suntem bucuroși pentru, așa cum vă spuneam, pentru veștile bune. Timișoara avea nevoie și nu doar nevoie, avea și dreptul să obțină aceste investiții. Spuneam și la întâlnirea cu oamenii de afaceri că 34 de ani Timișoara și Timișul au contribuit enorm la bugetul de stat și aproape niciodată nu s-a întors nimic înapoi. Avea dreptul de data aceasta să obțină aceste finanțări, că vorbim de stadion, că vorbim de Institutul Oncologic, dar și de cele prezentate de Sorin Grindeanu pe infrastructură. Și spuneam tot asta sus, că și acum 10 ani și acum 15 ani avea aceleași drepturi, însă nimeni nu și-a arătat aplecarea spre aceste proiecte. Mulțumim domnului prim-ministru, actualului guvern, pentru aceste investiții și vă asigur că în perioada următoare, de fiecare dată când vom obține o investiție, ne gândim la următoarea și ne batem pentru ea. Mulțumim! Eu mulțumesc mult și pentru organizarea de la prefectură. Eram până astăzi foarte mândru de echipa guvernamentală, indiferent de miniștri din Partidul Social Democrat sau Partidul Național Liberal, și chiar eram foarte mândru că după o perioadă foarte îndelungată în România, chiar dacă este o coaliție, mai ales o coaliție creată cu cele două mari partide ale României, nu există scandaluri guvernamentale. Sunt foarte mândru, începând de astăzi, și de echipa găsită la Timișoara. Echipa pe care domnul Robu cu domnul Simonis au creat-o aici. Sunt foarte mândru de această echipă, cât de aplicat am vorbit împreună cu oamenii de afaceri și cu miniștrii din Guvernul României. Vă spun fără nicio reținere. Suntem în direcția corectă. Vă mulțumesc. Îl invit și pe domnul Robu să vă spună câteva. Mai întâi, bună ziua tuturor! Vreau să-i mulțumesc și eu domnului prim-ministru, să mulțumesc Guvernului României pentru veștile bune pe care ne le-au dat astăzi, pentru receptivitatea pe care o arată la problemele noastre. Cum spunea și domnul Alfred Simonis, că nu prea am multe de spus fără să repet în acest context, ne zbatem și dumneavoastră știți foarte bine, ca timișoreni, de ani și ani să avem câteva obiective aici, obiective pe care niciunde nu le-au făcut primăriile pentru că exced posibilităților unei municipalități. Ei bine, iată că în sfârșit se finanțează construcția noului dam Păltinișanu, iată că se prefigurează că acea ruină de 20 și ceva de ani de pe calea Torontarului să nu mai fie așa, ci să ajungem să avem un institut oncologic atât de necesar pentru a da o șansă la viață atâtor oameni care ajung în suferință. Vom veni în perioada următoare, desigur, cu proiecte peste proiecte și suntem convinși că într-o coerență la guvernare și la nivel național și la nivel județean și la nivel local vom reuși să le și punem în practică. Ceea ce se întâmplă în domeniul infrastructurii de mobilitate de când domnul Sorin Grindeanu este ministru al transporturilor este demn de toată lauda. Iată, în iulie va fi gata centura sud, se dă drumul la centura vest, se dă drumului expres până la Moravița, pe care aferată avansează acel proiect pe fonduri europene, pe care, vă amintiți, l-am negociat cu Compania Națională CFR prin 2017 vis-a-vis de pasajele pe care compania le va construi pe raza municipiului Timișoara din fonduri europene și
așa mai departe, sunt lucrări extrem, extrem de importante. Noul racord la autostradă, de la bifurcația Arad-Sân Andrei, care și ea necesită, sigur, un suport de la nivel guvernamental pentru ca lucrurile să avanseze o perioadă în care și acolo s-a intrat, din păcate, în blocaj. Cam atât, desigur, dacă dumneavoastră aveți întrebări vis-a-vis de întâlnirea cu oamenii de afaceri. Eu mi-am prezentat sâmbătă programul de guvernare locală și acolo ați putut vedea câte măsuri sunt luate pentru sprijinirea mediului de afaceri, pentru a da un nou imbold afacerilor din Timișoara, afaceri care, din păcate, parcă au fost boicotate în ultimii ani. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Pentru domnul Ciolacu, Emanuela Băluș de la știrile Pro TV. O întrebare vis-a-vis de pensiile românilor. Ne spuneați acum câteva ore că pensiile vor fi primite de către oameni înainte de Paște. Vreau să ne explicați concret, procedural, cum se va face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru întrebare. Tocmai am dat hotărârea de guvern astăzi. Am vorbit cu cele 26 sau 28 de bănci. Am vorbit cu doamna ministru, am vorbit cu ministrul finanțelor și au făcut mecanismul. Este o muncă suplimentară. Am vorbit și cu liderii de sindicat de la poștă, dar dacă vreți un răspuns ca eu să nu mă laud cu munca altuia, o am pe doamna Simona Bucura Oprescu cu mine, care vă va explica. Fiindcă este munca dânsei și munca domnului ministru de la digitalizare. Mulțumesc, domnul premier. Bună ziua, bine v-am găsit. Într-adevăr, astăzi avem două acte normative care ne facilitează posibilitatea de a da pensiile românilor înainte de sărbătorile pascale. Cele două sunt un HG, respectiv un memorandum. Hotărârea de guvern este cea care ne permite să declanșăm procedurile instituționale în luna aprilie, astfel încât banii să fie virați la timp, atât companiei naționale Poșta Română, care livrează aproape jumătate din pensiile românilor prin factorii poștali, dar și de a alimenta conturile băncilor comerciale cu care Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, respectiv Casa Națională de Pensii, are convenții, cele 22 de instituții bancare, astfel încât acestea, la rândul lor, să poată face viramentele către români înainte de sărbătorile pascale. Estimările noastre sunt că atât Poșta Română, cât și instituțiile bancare se vor încadra în graficul pe care l-am agreat, care cu siguranță situație în care toți românii vor primi pensiile înainte de Paști. Data la care le vor primi pe cont este de 2 mai 2-3 mai în loc de 12 mai, data pe care o aveam în convenție, iar data pe care la care vor livra pensiile factorii poștali, undeva până la 3 mai inclusiv. Impediment faptul că a fost grevă atâtea zile la poștă, lipsă de oameni? Acestea sunt aspecte care țin, sigur, de organizarea poștei. Aspectele care țin de noi sunt procedurile astfel încât să fie virați la timp banii către cei cu care noi lucrăm și, de asemenea, ca toate aceste aspecte instituționale să fie făcute la timp. Mai departe, organizarea internă atât a băncilor cât și a Poștei Române țin de dânsii. Ceea ce pot să vă spun este că atât instituțional cât și informal cu fiecare dintre acești parteneri am discutat deja încă de miercuri după amiaza, de când domnul premier ne-a trasat sarcina atât nouă cât și celorlalți colegi din guvern care țin de declanșarea acestor proceduri, astfel încât pensiile să fie plătite înainte de Paști. Vă mulțumesc! Iar actele aprobate astăzi sunt deja monitor oficial. Mecanismul de creat este creat. Pentru domnul prim-ministru am și eu o întrebare. Andreea Borboros, Antena 3 CNN. Înțelegem că alianța PSD-PNL, în ceea ce privește susținerea unui candidat unic la primăria capitalei,
a eșuat, s-a desființat. Aș vrea să vă întreb cum vor candida primarii de sectoare. Veți merge... Lucrurile merg... N-a eșuat nimic. Nu. Nici coaliția, cred că coaliția e mai întărită ca oricând. Cu adevărat, cele două partide am căutat un candidat care să întrunească voturile, să ia voturile și de pe partea stângă și de partea dreaptă. Bucureștinii văd cu alți ochi această abordare. Și am ajuns într-un moment în care cele două mari partide deveneau un fel de arbitru cine câștigă dintre cei doi. În acest moment s-au schimbat toată decizia. Oferta către bucureștenii este mult mai mare și bucureștenii vor hotărâ. Și aș vrea să vă mai întreb, Cristian Popescu Piedone a anunțat faptul că nu va renunța să candideze pentru... succes. Tot ce am vrut să-i transmit domnului Cristian Popescu Piedone, i-am transmis până astăzi. Ați vorbit personal de cu astăzi, dumnealui? Nu. Am transmis prin intermediul dumneavoastră. Mi-a făcut plăcerea mult mai mare. Domnule prim-ministru, Iulia Ruxanda, corespondent România TV, aș avea o întrebare, mai exact vă cer o părere, cu referire la declarația doamnei Clotilde Armand de astăzi. Citez acum: Marcele privește-ne cu atenție, noi, cel mai probabil cu referire la Alianța Dreapta Unită, suntem cei care te vor trimite înapoi la covrigărie. Cum comentați? Nu comentez, eu o doamnă în primul rând și numai. Părerea mea, să-și ia un avocat bun. Fiindcă a încălcat legea în mod evident. Să iei bani ca și primar din fonduri europene, n-am mai auzit până la doamna Clotilde. Iulia Pop, Antena 1, tot de Piedone. V-ați gândit oare să-i faceți o... Tot îi transmis sănătate. V-ați gândit să-i faceți o nouă ofertă pentru a-l determina? Eu am terminat ce am avut de spus și de transmis domnului Cristian Popescu Piedone, am încheiat. Îi urez din acest moment sănătate. V-a făcut și el o ofertă, spunea că vă poate ajuta în toamnă la prezidențiale? Vedem la prezidențiale. Ați accepta genul ăsta de ofertă? Vă rog frumos, am încheiat orice dialog și orice ofertă pentru domnul Cristian Popescu Piedone. Eu am spus că trebuie să ne gândim la ce avem de construit pentru București. Să nu încercăm să rămânem blocați în visele personale. Și cu asta am încheiat. Și mai este posibil acea alianță pentru România cu un candidat comun la prezidențiale care să fie susținut sunt și de PSD și de PNL? Sunt convins că pe data de 10 iunie împreună cu colegii mei și din Partidul Social Democrat, din Partidul Național Liberal, vom lua o decizie și vom veni de îndată și vă comunicăm. Candidat oricum dumneavoastră o să știți înainte să o comunicăm pe surse. Mulțumim mult! Bogdan Băcilă, Digi24, am și o întrebare pentru dumneavoastră, domnule prim-ministru. Vreau să vă întreb, vorbeați... Colegii din guvern, din europarlamentari, din coaliție. Asta este, sunt întrebări politice. Vreau să discutăm despre alianța PNL-PSD. Ați discutat de echipa pe care o face domnul Robu și domnul Simonis aici la Timișoara, însă acest lucru nu se întâmplă în toată țara. Recent au fost declarațiile colegului de coaliție, Florin Roman, care a spus că noul PSD este de fapt vechiul PSD cu metehne, cu șantaj și cu mizerie. Cum răspundeți unei asemenea declarații și cum veți face campanie împreună cu un coleg de coaliție care vă califică în acest fel? Părerea mea că sunt două lucruri distincte. Odată alegerile locale, unde adevărat la Timișoara am găsit înțelepciunea de a face o echipă comună și în alte locuri unde se impunea de a avea candidați, nu neapărat că n-au fost înțelepți, se impunea ar fi candidați separați. Suntem într-o precampanie. La fel ca și domnului Piedone. Multă sănătate. Fiecare dintre noi avem nevoie de acest lucru. Pentru niște rezultate mai slabe la primele runde de alegeri, vă asumați responsabilitatea? Ați vrea să ne lăsați să ne voteze? Eu mi-am asumat de fiecare dată. De când am fost ales, că dacă pierd localele, când eram și toată lumea cânta Prohodul, și mie, și domnului Grindeanu, și domnului Neacșu, și la domnul Stănescu, și doamnei Firea, am zis, domnule, dacă pierde PSD-ul, eu plec. N-am pierdut. La generale mi s-a spus, era Orban atunci la PNL, mi-a telefon, auleu, vezi ce faci că pierzi alegeri. Le-am câștigat.
Îmi văd de drumul meu. Tot pentru dumneavoastră. Dar restul mai e vreo unul a anunțat ce se întâmplă dacă pierd alegerile, dacă ies pe locul 4, dacă ies pe locul 5. E așa de important să-mi dau eu demisia. Spuneți-mi că dacă e vreo presiune, eu plec. Tot pentru dumneavoastră, domnule prim-ministru, Daniel Dancea, Radio Timișoara. Două întrebări, dacă îmi permiteți. Aș vrea să vă rog să ne spuneți puțin care au fost doleanțele oamenilor de afaceri cu care v-ați întâlnit, dacă s-au plâns de politicile... Predictibilitate, ceea ce este corect. Da. Și am și afirmat decizia luată în coaliție și decizia guvernamentală luată în coaliția de guvernare. Asta înseamnă... Nu se modifică taxele și impozitele. Deci nu vor mai fi modificări în acest domeniu. Nici n-au fost modificări, au fost scoateri de excepții. Și a doua întrebare, având în vedere modul de desemnare al candidatului comun de la Primăria Capitalei și retragerea lui, ce garanții le oferiți cetățenilor că nu luați asemenea măsuri sau în mod similar măsurile și în domeniul politicilor fiscale sau sociale sau economice? N-am mai auzit-o până asta. Mai spuneți o dată că așa de mult îmi place. Da, având în vedere, având în vedere faptul modul că având în vedere... Cristoiu, care n-a încălcat nicio lege, n-a fost trimis, a devenit dușmanul public al României numărul 1 după 2 săptămâni de linșaj, după o realitate că n-am, bucureștenii nu văd totuși acest diant între cele două electorate, am ajuns că... A fost o greșeală, a fost o greșeală de semnarea domnului Cristoiu. Nu. Nu, categoric nu. Și atunci de ce a fost retras? A fost o abordare, un lucru apărea în cifre și al lucru a fost realitate. Asta că noi n-am furat niciunul dintre noi. Văd că aia care fură mă trimit pe mine la covrigărie. N-am avut covrigărie niciodată și nu mi-a fost rușine niciodată să muncesc. Bun, atunci considerați că da? Ce s-a întâmplat în cazul domnului Cristoiu e da. O situație absolut normală. Nu, s-a întâmplat. Se întâmplă. Am luat vreo decizie guvernamentală care a distrus România. Nu mi-e rușine. Întrebarea era dacă ce garanții oferiți că nu luați... Că nu măresc taxele că pentru că l-am schimbat pe Cristoiu. Nu, că nu luați decizii ca peste două luni sau păi peste o luni să nu luați vreo... că a fost o greșeală. De când? Facem un an de zile, lucrăm împreună și odată cu când a fost premier domnul Ciucă, n-am luat. Adică nu înțeleg pe aia. Dacă spuneți-mi și răspunsul și vi-l spun. Eu nu pot să vă răspund eu. Spuneți-mi răspunsul pe care îl așteptați și vi-l spun. Adică mulțumesc, n-am probleme. Era doar o întrebare. Alina Bujancă. Da, mi-a plăcut. Alina Bujancă, Radio România Actualități, tot pentru dumneavoastră, două întrebări. Da. Prima legată de câteva detalii, dacă ne puteți oferi despre întâlnirea cu oamenii de afaceri și cea de-a doua, dacă miniștrii care vor candida, eventual poate își vor da demisia din guvern. Dacă. Dacă își vor da demisia din guvern, miniștrii care vor candida la alegeri. Vor pleca din guvern cei care candidează la locale? Presupun că vor pleca pe 29 septembrie. Întrebam dacă își vor da demisia... Să-i dau afară acum? Nu, eu v-am întrebat. Nu. Nu intră. Deci, când se intră în mandat, știți foarte bine că au fost decalate alegerile locale. Deci intră în mandat pe data de 29. În momentul acela vor pleca în funcțiile la care candidează. Am înțeles. Bun. Și atunci câteva detalii legate de întâlnirea oamenilor cu oamenii de afaceri. Foarte aplicată. Totuși, aveți și concerne mari, cum e Continentalul, și președintele clubului oamenilor de afaceri germani, președintele clubului oamenilor de afaceri italieni. Am vorbit foarte mult despre învățământul dual, de perspectiva și de investițiile din zonă. Este o lipsă a forței de muncă, fiindcă, orice ar spune domnul Grindeanu, sunt mult mai dezvoltați ca și infrastructură față de Moldova. Și atunci necesitatea forței de muncă este mult mai mare în zona dumneavoastră și viteza de dezvoltare este mult mai mare. Asta naște terminalul 2, termina și centură, și est, și sud, și vest. E o rapiditate. E un pic de decalaj între regiunile de dezvoltare. Dar noi trebuie să aducem un echilibru și vă dau niște cifre. Acum, în 2018, 22% dintre români vreau să plece în străinătate să-și caute un loc de muncă. În 2020,
am ajuns la în jur la 13%, iar astăzi vorbim de 8%. Deci suntem într-un trend descrescător. Împreună cu doamna ministru și cu doamna ministru de la muncă, trebuie forțat acest sistem de învățământ dual și în zonele în care n-a fost dezvoltat. Normal că la Timișoara, la Cluj, la Brașov, învățământul dual a luat altă amploare, venind companiile, văzând o necesitate. Acum noi trebuie să punem umărul și sunt vreun miliard de euro investiți în aceste centre regionale de învățământ dual și veți vedea că lucrurile... Ne pregătim totuși de investiții majore în viitor și în sudul și în zona Moldovei. Petronela Axinte, Sursa de Vest. În contextul în care unul dintre motivele pentru care avem această desfășurare de forțe, să spunem astăzi aici la Timișoara, dincolo de campania electorală, ar fi stadionul Dan Păltinișanu. Nu am înțeles încă foarte clar, dacă este cineva în măsură să ne explice, care sunt pașii următori. Vă întreb acest lucru pentru că s-a transmis cumva ideea. Dar să știți, ședința de guvern nu puteam să o țin fără miniștri. Păi, ședința de guvern, la asta mă refeream când am spus desfășurare de forțe. Ideea este că s-a transmis cumva că ar fi ultimul pas. Ori știm foarte bine că mai sunt multe de făcut până când se va începe construcția efectivă a stadionului. Îmi permiteți mie că m-am ocupat în detaliu de acest subiect în ultimele luni și aș putea să vă spun exact. Știți că zicea un domn ieri că pentru a construi stadionul, citez, e nevoie de două etape. Să-l demolăm pe cel actual și să-l construim pe cel nou. Am încheiat citatul. Hotărârea de guvern de astăzi, de aprobarea finanțării, practic, pentru stadionul Dan Păltinișanu, permite Companiei Naționale de Investiții să declanșeze procedura de achiziția proiectării și a execuției arenei a bazei sportive. Din cele 30 de luni pentru proiectare și execuție, 8 luni sunt pentru proiectare. Dacă suntem inteligenți, în aceste 8 luni de zile în care proiectanții vor proiecta noua bază, Consiliul Județean, în calitate de proprietar al bazei sportive, inițiază pașii și demersurile pentru a demola în aceste 8 luni de zile baza, actuala bază. Procedura începe cu o solicitare a proprietarului bazei, a Consiliului Județean, către Agenția Națională pentru Tineret. Agenția Națională pentru Tineret inițiază o hotărâre de guvern, obține avizele și guvernul dă un nou HG pentru a putea demola baza. Nu e necesară demolarea bazei pentru a începe achiziția construcției noii baze. Repet, avem 8 luni pentru proiectare, timp în care putem demola baza. Poate și cei de la Consiliul Județean vor învăța pașii aceștia. Nu, totul stă nimic. După ce acest HG este publicat și s-a publicat deja în monitorul oficial, se poate solicita hotărârea de guvern de către CJ de demolare. Dar Compania Națională de Investiții și va face lucrul ăsta, începe pașii pentru licitație. Nu sunt condiționat. Sunt în paralel. Ca să câștigăm timp. Mai am eu o ultimă întrebare pe domnul prim-ministru. Cum comentați faptul că, iată, CSM-ul a decis ca judecătoarea în dosarul de la 2 mai să rămână în continuare să judece acest dosar? N-am și mai ales cum catalogați... niciodată o decizie a unui magistrat și n-am să o fac niciodată cât timp sunt în politică. Când nu o să mai fiu persoană publică și nu o să mai fac politică, o să comentez, fiindcă o să fiu un cetățean, ca orice cetățean, la fel ca și dumneavoastră. Atitudinea domniei sale. Până atunci, Ministerul Justiției e cel care are acest atribut. Și o ultimă întrebare mai am, chiar că e ultima. A apărut în ultimele zile în spațiu public un scandal în ceea ce privește primarul Timișoarei, Dominic Friț, cu acea declarație de avere care pare falsificată, cel puțin în urma publicării ei. Păi eu cum? Să vă răspundă doamna Clotilde. Eu cum? PSD-știi au pus judecătorii și procurorii să-i facă asta lui domnul Friț. Eu cred că noaptea domnul Roboș cu Simonis i-au modificat declarația de avere. Cum? E evident acest lucru. Cum? Să rămână. Mulțumim mult. O întrebare mai am și eu. Adrian Marcu Banatu la una pentru dumneavoastră, domnule prim-ministru, și cealaltă pentru domnul Simonis și domnul Roboș. Luați-l pe domnul Simonis. Haideți mai înainte pe dumneavoastră totuși. Sau, mă rog, nu mă deranjează.
Domnule prim-ministru, aș vrea să vă referiți puțin la proiectul acesta de regionalizare a României, pentru că e un proiect vânturat de vreo 30 de ani. La început Ion Iliescu, dacă vă amintiți, la celebra întâlnire aceea cu academicianul Postelnicu, sau nu știu cum îl chema, fine, s-a tot... Postolache, exact. Mi-am amintesc că eram copil pe vremea aia și erau tot felul de glume. Între timp s-a vorbit despre acest proiect de regionalizare a României și pe vremea domnului Dragnea și ulterior s-a vorbit în acea coaliție USL. În fine, cum vedeți dumneavoastră această finalitate? Pentru că sunt discuții și aveți aici economiști în guvern, oameni importanți care ar putea să ne vorbească la un moment dat, dacă este o necesitate stringentă, pentru că se vorbește de deficitele României. Reforma bugetară și regionalizarea teritorială vor trebui făcute în România. Cu adevărat, nu vor trebui făcute, să spui, strict, domne, dacă e sub cei sub 1000 de locuitori. Trebuie o analiză foarte clară și trebuie venit cu un plan. Noi avem sistemul de administrație publică, sistemul INA, sistemul francez. Asta e și atât de stufos. Ei au făcută și au guvernatori pe regiuni care intervin ca să nu mai există aceste decalaje între regiunile de dezvoltare, ce s-a întâmplat între Timișoara și Bacău, de exemplu. Încă niciunde, niciun stat nu se întâmplă acest lucru, sau între Cluj și sudul țării. Și atunci se venea cu acest instrument. Nu știu dacă mai este foarte de actualitate. Când l-au făcut polonezii, l-au făcut, în loc să ai 10.000 de proiecte pe fonduri europene, aveai două proiecte integrate și normal că ai avut o absorție de fonduri europene de 110%, pentru că România avea pe timpul ăla 54%. Deci s-au pierdut anumiți pași, dar pe fond, ca și administrația publică, unde trebuie făcută o reformă și centrală și locală și regionalizarea va trebui. Asta nu înseamnă că se vor desfința. Vor fi regiuni, se vor depune proiectele împreună și se vor face anumite comasări între ei, dar după un studiu foarte exact pe fiecare județ în parte. E zonă depopulată de munte, deci trebuie să vii cu instrumente de echilibru. Trebuie să acoperi de călă. Exact ce vi s-a întâmplat dumneavoastră la Timișoara. Asta e. A venit Bănățeanu de Grindeanu să facă autostradă în Moldova. Buzău nu e Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți, dar a venit și un buzoian care totuși, împreună cu domnul Grindeanu și cu restul colegilor din guvern, am început să aducem timișorenilor ce e corect să aducem. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Pentru domnul Simoni și domnul Robu, o problemă complicată pentru Banat a fost vreme de 30 de ani, faptul că niciodată noi n-am avut o guvernare la centru care să se plieze pe cea de pe local. Știm de pe vremea domnului Ciuandu. Și au fost mereu dispute, aproape în permanență, față de Cluj, de pildă, faimosul grup de la Cluj, unde exista o comunitate de idei aproape perfecte și de interese, să o spunem. Cum veți coabita împreună, totuși fiind culori diferite până la urmă și ideologice, și dacă credeți că pentru Timișoara, în cazul în care, sigur, veți câștiga fiecare dintre dumneavoastră alegerile, veți duce la capăt acest mandat, făcând într-adevăr o schimbare profundă, majoră a orașului și, în general, a regiunii Banat, pentru că vorbim de capitala Banatului. În primul rând, eu vreau să-mi exprim încrederea profundă că vom reuși cu înțelepciune să facem mult bine orașului nostru, județului nostru, pentru că această coerență, cum spuneam și în prima mea intervenție, este o condiție care, din păcate, s-a dovedit sine qua non, deși nu-i asta normalitatea. Cu mai multă înțelepciune s-ar fi putut și aici face lucruri mai multe decât s-au făcut, chiar de pe poziții politice diferite. Eu am dat un exemplu și sâmbătă. Eram în opoziție, așa mi-a fost dat să fiu aproape tot timpul în opoziție. Am devenit primar în 2012 în USL, când era la putere USL, dar a durat puțin. După care am fost mereu în opoziție, iar când am avut prim-ministru pe președintele partidului meu, a fost mai rău decât în opoziție. Da, pentru că Pădurea Verde am obținut-o cu două zile înainte de alegeri, după ce ani de zile am pledat să o transferăm aici. Asta așa în paranteză fie spus. Eu, pe de o parte,
nu mai vreau să fac politică. Și spun asta repetat că nu mă crede nimeni. Nu mai vreau să fac politică, vreau să fiu un simplu membru al Partidului Național Liberal, pentru că ăsta-i crezul meu, și vreau să mă dedic administrației. Și nu o să mă poată coopta nimeni, presupunând că ar dori, în conflicte politice, politicianiste, că de cel mai multe ori n-a fost vorba de politică, ci de politicianism. Și sunt convins că ne vom sprijini reciproc cu domnul Alfred Simonis și sunt convins că la guvernare o să fie tot alianța PNL-PSD, să nu se supere domnul prim-ministru, dar vine pe limbă mai ușor în ordinea asta. Sigur, recunoaștem. Da. Și, prin urmare, cu toții vom vrea să lăsăm ceva în urma noastră. Pentru că nu contează nimic decât ce ai lăsat în urma ta. Câteodată nu-i apreciat sau nu-i apreciat în timp real. Dar într-o bună zi tot se apreciază ce lasă fiecare în urma lui. Și nu ce a spus robul adresa lui Simoni sau viceversa într-o anumită etapă. Am greșit cu toții. Eu am recunoscut, având timp să mă analizez după ce am pierdut alegerile din 2020, am conștientizat că am făcut multe greșeli și că a fost o prostie să mă las angrenat în disputele în care m-am implicat. Vă mulțumesc! Eu, deși sunt proiectat ca fiind un tip conflictual, pentru că am avut un singur conflict în Parlament cu unul care m-a jignit în ultimul hal, nu e adevărat lucrul acesta. Nu sunt un tip conflictual și am coabitat cu toți primarii din județul Timiș, chiar și cu cei care nu voiau să coabiteze, să conlucreze, plecând de la Timișoara și ajung până la ultimul, cel mai mic sat din județul Timiș. Provocarea mea și a domnului Robu nu trebuie să fie cum să ne înțelegem noi doi, pentru că vom găsi soluții pentru asta, și cum vom face împreună să menținem atenția guvernului sporită pe județul Timiș. Și cum vom face ca, după fiecare investiție obținută, să obținem alta și alta și alta și alta, pentru că doar în ritmul acesta putem, într-o perspectivă de câțiva ani, să reducem decalajele față de județe mai mici, cu bugete mai mici și mai puțin importante decât Timiș. Mulțumesc! Bună ziua! Mulțumim. Încă două întrebări pentru domnul prim-ministru și pentru domnul Grindeanu. Domnul prim-ministru, referitor la hotărârea de guvern de astăzi, nu credeți că veți lăsa pensionarii fără pensie în luna iunie, pentru că sunt, e cunoscut faptul că ei nu prea își gestionează bine banii. Nu. Nu. N-are nicio logică. Ok. Pentru domnul Grindeanu, îmi pare rău că am făcut bine. Nu e vorba de asta, e vorba de gestionarea banilor. Domnule Grindeanu, cunoscând actuala stadiu al proiectelor de infrastructură, când credeți că vom putea efectiv circula pe centura de vest, pe drumul spre Moravița și pe drumul spre Craiova? Prima oară începem cu cea de sud. Iulie. Știu, da. Știți, de noi timișorenii de foarte mulți ani, foarte mult timp, ne dorim această centură, care într-un final va fi finalizată în luna iulie. În 15 mai avem termenul de depunere pentru centura vest a orașului nostru, cea de la 4 benzi de această dată. Eu anticipez vreo trei, până la semnarea contractului. Asta dacă nu se intră într-o zonă din aceea nesfârșită de contestații, și sper că nu. Și vom încerca să soluționăm rapid aceste lucruri. Dacă nu mă înșel, termenul de execuție, proiectare plus execuție, cred că e 24 de luni. Sper să nu greșesc. Iar pe partea cealaltă, aș vrea să văd, în primul rând, studiul de fezabilitate finalizat. Iar acest studiu de fezabilitate, cel pentru drumul expres Timișoara-Moravița, va fi finalizat în următoarele 5-6 săptămâni, astfel încât să putem și acolo să lansăm licitația. Eu aș vrea să fac o singură remarcă la ce a întrebat Adi mai devreme legat de priorități. Să știți că de multe ori, și mă includ în grupul, cum trebuie să ne includem toți,
timișorenii și timișenii, în acest grup care n-a reușit până acum încercăm să facem acest lucru, să creeze acea emulație ca, dincolo de cine e la guvernare, PSD, PNL, PDL, cine au fost la guvernare, să promovăm proiectele importante pentru Timiș și Timișoara. Alții au știut să o facă. În alte părți, de exemplu la Cluj, indiferent că a fost PSD-ul sau PNL-ul sau PD-ul pe vremuri, Clujul și-a promovat aceste proiecte și a știut să facă acest lucru. Eu cred că asta e de fapt cheia acestor alegeri din 9 iunie în județul nostru și la Consiliul Județean și la Primăria Municipiului Timișoara. De a alege oameni care să țină legătura cu guvernul, și aveți pe cei doi, și de a sintetiza foarte bine aceste proiecte importante, așa cum spunea Freddy mai devreme, pentru oraș și pentru județ. Și să ne vedem de interesul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc.